Bună ziua, ne aflăm în 15 aprilie, cam la o săptămână după ce am filmat această familie, la care am introdus atunci fagure artificial. Vreau să vedem cum se prezintă acum, după o săptămână, și dacă va trebui să mai introducem ramă. Familia la care v-am spus că atunci era pe ultimul fagure era oat. Uitați, puietul căpăcit pe o parte și pe asta la altă. O să o pun jos ca să pot să lucru. Această ramă este oată și pe o parte și pe alta, are puiet, carvar, ramă care o să o băgăm mai în centru cuibului și o să punem la exterior ramă cu puiet căpăcit. Ramă cu puiet căpăcit. Cam agitate câte un pic. Din nou ramă cu puiet. Altă ramă plină cu puiet. Aici, după cum se poate vedea, altă ramă cu puiet. Aici puiet care a ieșit. Și acum o să vedem fagurile care l-am pus ultima dată la clădit. Da, este clădit. Dar încă nu l-a însămânțat. E aproape clădit, mai are ceva puțin aici jos. Dar partea asta și asta un pic aici. În rest e clădit. O ultima ramă care e plină cu miere și păstură. Acum la asta îi voi da un ultim fagure și voi închide pe 10 rame. Voi scoate polistirenul marginaș, să mai dau să înțeapă un picuț, avem ce face,
acum voi grupa, puietul. Și rama cu puiet larvar o să o pun în centru cuibului, pentru că are nevoie de căldură. Aici a doua. Să dau să înțepe ei spre seară și să agitați un pic. Voi pune fagurile în ultimul și voi închide cu această ramă. Cam atât.